Bună ziua! Lecție de limba română pentru clasa a 8-a din cartea mea de gramatică. Vă rog să deschideți la pagina 122, vă mai rog să vă abonați. Pentru elevii care nu au cartea de gramatică, cartea mea de gramatică, am să arăt paginile pe care le lucrăm astăzi și am să-i rog să facă o captură de ecran. Aceste două pagini. Și această pagină. Astăzi vom face o recapitulare a atributului și a propoziției atributive. Exercițiul 1. Asociază cuvintele din cele trei coloane pentru a obține atribute substantivale prepoziționale. Construiește apoi enunțuri cu grupurile nominale obținute. Fata de la parter. Aceasta este fata de la parter. O farfurie cu prăjituri. Bunica ne-a adus o farfurie cu prăjituri. Un răspuns fără sens. Din păcate, iar ai dat un răspuns fără sens. O husă pentru calculator. Tata a cumpărat o husă pentru calculator de la magazinul din colț. Exercițiul 2. Subliniază cu o linie atributele adjectivale din enunțurile date și cu două linii pe cele substantivale. Dora n-a mers la aniversarea Soniei, fiindcă rochia roșie pe care o avea pentru această ocazie s-a agățat tocmai când să plece. Soniei. Atribut substantival. Roșie. Atribut adjectival. Această. Atribut adjectival. Bunul meu prieten din copilărie mi-a trimis un mesaj din vacanța petrecută la munte. Bunul, atribut adjectival. Din copilărie, atribut substantival. Din vacanța, atribut substantival. Petrecută, atribut adjectival. La munte, atribut substantival. Elevii mulțumiți de excursia făcută prin țară au vorbit despre aceasta cu ceilalți colegi de clasă. Mulțumiți, atribut adjectival. Făcută, atribut adjectival. Prin aceasta, atribut pronominal. Ceilalți, atribut adjectival de clasă, atribut substantival. Pe biroul de lângă fereastra luminoasă se află noul laptop al Elenei. De lângă fereastra, atribut substantival. Luminoasă, atribut adjectival. Noul, atribut adjectival. Al Elenei, atribut substantival. Pomii înalți din fața casei sunt desfrunziți și o întristează pe sora mea mai mică. Înalți, atribut adjectival. Din fața casei, atribut substantival. Mai mică, atribut adjectival. Mea, atribut adjectival. Toate lecțiile din manual sunt ușoare dacă te străduiești să le înțelegi. Toate, atribut adjectival. Din manual, atribut substantivar. Exercițiul 3. Clasifică în tabelul de mai jos atributele substantivale de la exercițiul precedent.
Atribute substantivale prepoziționale și atribute substantivale genitivale. Soniei, genitival. Din copilărie, prepozițional. Din vacanța, prepozițional. De clasă, prepozițional. De lângă fereastra, prepozițional. Din fața casei, prepozițional. Din manual, prepozițional. Exercițiul 4 subliniază cu o linie atributele și cu două linii pozițiile din enunțurile date. Îmi place această pădure magnifică de stejari. Această atribut, magnific atribut, de stejari atribut. Îmi place pădurea de lângă satul meu, un adevărat regat al spiridușilor. De lângă satul atribut, meu atribut, un adevărat atribut, un adevărat regat, un adevărat regat a poziție dezvoltată. Al spiridușilor atribut. Îndrăgesc desertul de ciocolată, de ciocolată atribut. Îndrăgesc desertul mamei, un tort cu multă ciocolată. Mamei atribut, un tort cu multă ciocolată, apoziție. Aceste legume verzi, brocoli, sunt pline de vitamine. Aceste atribut, verzi atribut, brocoli, apoziție. Mica farsă imaginată de Teodora ne-a făcut să râdem mult. Mica atribut, imaginată atribut, atât. Exercițiul 5. Indică felul atributelor substantivale din propozițiile de mai jos. Doctorul Alexandrescu a fost numit directorul spitalului din orașul meu. Alexandrescu, atribut, spitalului, felul atributului, atribut substantival. Spitalului, atribut substantival genitival. Din orașul, atribut substantival prepozițional. Oferirea de premii câștigătorilor cursei de karting a fost făcută de sponsori. De premii, atribut substantival prepozițional. Câștigătorilor, atribut substantival genitival. Cursei, atribut substantival genitival. De karting, atribut substantival prepozițional. Exercițiul 6 subliniază atributele substantivale prepoziționale din enunțurile de mai jos, indicând în casete cazul acestora și dacă sunt precedate de prepoziții sau de locuțiuni prepoziționale. Brazii din spatele cabanei erau plini de chiciură. Din spatele cabanei este atribut substantival prepozițional în cazul genitiv, precedat de locuțiune prepozițională, de chiciură, nu este, nu, nu este. Depășirea față de data programată este mare. Față de data programată, față de data întâi. Este precedat de prepoziție, caz acuzativ. Măsurile contra dezordinii au fost eficiente. Contra dezordinii, caz dativ.
este prepozițional evident. Pârtia de schi nu este deschisă. Deschi, caz acuzativ. Reușita grație pregătirii m-a bucurat. Grație pregătirii, caz dativ. Exercițiul 7 indică felul atributelor din anunțurile date, precizând prin ce parte de vorbire se exprimă fiecare. A cui jachetă a fost uitată în cuier? A cui atribut pronominal exprimat prin pronume relativ? Ana este preocupată de grija pentru bunul mers al planului, pentru bunul mers, atribut substantival exprimat prin adjectiv cu articol și substantiv. Al planului, atribut substantival genitival, exprimat prin substantiv. Când câinele a mărit, am simțit dorința de a o lua din loc, de a o lua din loc, atribut verbal, exprimat prin locuțiune verbală. Compunerea nimănui n-a fost respinsă la concurs, nimănui, atribut pronominal exprimat prin pronume negativ. Coșurile fumegând sunt semn că a venit vremea de stat în casă. Fumegând este atribut verbal exprimat prin verb la modul gerunziu. De stat este tot atribut verbal exprimat prin verb la modul supin. Dorința lor săi este să ia notă mare la evaluare. Alor săi, atribut pronominal exprimat prin pronume posesiv, mare, atribut adjectival exprimat prin adjectiv, fata ținând nasul pe sus îmi amintea de verișoara mea, ținând atribut verbal exprimat prin verb la modul gerunziu, mea, atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal posesiv. Filmul al cărui final nu l-am văzut, nu mi-a plăcut. Al cărui final, atribut substantival, genitival, exprimat prin substantiv. Influența lui asupra unora este foarte mare. Lui, atribut pronominal, exprimat prin pronume personal. Asupra unora, atribut pronominal exprimat prin pronume nehotărât. În gânduși nu găsea răspuns la problemă și atribut pronominal exprimat prin pronume reflexiv. Mama a făcut o prăjitură atribut exprimat prin interjecție. Profesorul expune desenele oricui, oricui este atribut pronominal exprimat prin pronume nehotărât. Purtarea ta față de ceilalți n-a fost frumoasă. Ta, atribut pronominal exprimat prin pronume personal. Față de ceilalți, atribut pronominal exprimat prin pronume, prin pronume demonstrativ de diferențiere. Frumoasă, atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu zis. Rezolvă tema de azi, nu tema de ieri. De azi, atribut adverbial exprimat prin adverb cu prepoziție. De ieri, atribut adverbial exprimat prin adverb cu prepoziție. Exercițiul 8. Adaugă substantivelor scrise colorat în propozițiile date determinanți atributivi ca în modelul de mai jos. Îmi place flora carpatină, flora din Carpați, flora care se găsește în Carpați. L-am ajutat pe un tânăr simpatic ,
L-am ajutat pe un tânăr din București, l-am ajutat pe un tânăr care stă pe strada mea. Mi-am cumpărat o plantă înaltă, mi-am cumpărat o plantă de la florărie, mi-am cumpărat o plantă care mi-a plăcut. Prietena mea are o haină frumoasă, prietena mea are o haină de blană, prietena mea are o haină cum nu s-a mai văzut. Exercițiul 9. Contrage atributivele din frazele de mai jos în atribute adjectivale. Alexandru a adus un argument care m-a convins. Alexandru a adus un argument convingător. George este un copil care ascultă. George este un copil ascultător. În casă este o căldură care te sufocă. În casă este o căldură sufocantă. Victor are o scuză care poate fi acceptată. Victor are o scuză acceptabilă. Exercițiul 10. Scrie forma potrivită a pronumelui relativ care pentru a introduce atributele din frazele de mai jos. Precizează în fiecare caz funcția sintactică a pronumelui relativ. Băiatul al cărui desen a fost premiat este prietenul meu. Funcția sintactică, atribut genitivar. Cartea pe care mi-ai dăruit-o este interesantă. Pe care, complement direct. Filmul la care mă gândesc m-a surprins. La care este complement. Este atribut prepozițional. Pictorița ale cărei opere sunt expuse este talentată. Ale cărei este atribut genitivar. Poetul pe care îl admir a publicat un nou volum, pe care este complement direct. Vecinii ai căror copii strigă sunt foarte tineri. Ai căror este atribut genitivar. Exercițiul 11. Analizează frazele de mai jos. Își amintea momentul în care aruncase pulberea vrăjită peste unchiul ei, de care acum îi era îngrozitor de dor și plângea și mai tare. Predicatele sunt amintea, sau își amintea, aruncase, era dor, plângea. Împărțim fraza în propoziții. Își amintea momentul, bară 1, în care element de relație și îl încercuim. Aruncase pulberea vrăjită peste unchiul ei, bară 2, de care element de relație pe care îl încercuim. Acum îi era îngrozitor de dor, bară 3. Încercuim virgula și îl punem pe și între două bare verticale pentru că este coordonator. Și mai tare, bară 4. Propoziția 1, principală. Propoziția 2, care model în care aruncase pulberea vrăjită peste unchiul ei, atributivă subordonată substantivului momentul din propoziția regentă 1. Care unchi, de care acum era îngrozitor de dor, propoziția 3. Atributivă subordonată substantivului unchiul din regenta ei, propoziția 2. Și plângea și mai tare, propoziție principală. B. Nenea Ionel era cel care ducea acum la plimbare zilnic pe orice vreme. Predicatele era cel și ducea. Împart fraza. Nenea Ionel era cel, bară 1, care element de relație, la sfârșit, bară 2. Propoziția 1 principală, propoziția 2, care cel, atributivă subordonată pronumelui demonstrativ cel, din propoziția regentă 1. Miticuțu acceptase o lesă frumoasă făcută de domnul Blau, curelarul, din niște cordoane de ale lui Tanti, dar cel care părea tras în lesă era Nenea Ionel. Predicatele acceptase și părea tras. Părea tras și
Era. Împart fraza. Nenea Ionel era cel. Bară 1. Care element de relație îl ducea acum la plimbare? Oh, nu, stai că nu sunt acolo, asta am făcut-o. Predicatele acceptase, părea tras și era. Împart fraza. Micuțul acceptase o lesă frumoasă făcută de domnul Blau Curelarul din niște cordoane de ale lui Tanti. Bară 1. Dar cel, bară 2, care element de relație părea tras în lesă, bară 3, era nenea Ionel, bară 2. Propoziția 1. Micuțul acceptase o lesă frumoasă făcută de domnul Blau Curelarul din niște cordoane de ale lui Tanti este propoziție principală. Dar cel era nenea Ionel, propoziția 2, este tot propoziție principală. Care cel, care părea tras în lesă, este atributivă subordonată pronumelui demonstrativ cel din propoziția regentă 2. Ce? Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă, ce cu aturmelor pășune a ei patrie o schimbă, la pământ dormea ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă. Predicatele domnesc, schimbă, dormea, împart fraza. Un sultan dintre aceia, bară 1, ce element de relație? Domnesc peste vreo limbă, bară 2. Ce element de relație? Cu aturmelor pășunea ei patrie o schimbă, bară 3. La pământ dormea ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă, bară 1. Propoziția 1, un sultan, la pământ dormea ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă, e propoziție principală. Propoziția 2, care aceea ce domnesc peste vreo limbă, atributivă subliniată, atributivă subordonată pronumelui demonstrativ aceea din propoziția regentă 1. Ce fel de sultan? Propoziția 3, ce cu aturmelor pășunea ei patrie o schimbă. Atributivă subordonată substantivului sultan din propoziția regentă 1. Exercițiul 12. Notează în casetele din prima coloană 5 substantive care denumesc elementele componente ale casei din imagine. Adaugă le atribute ca modelul dat, apoi redactează în caiet o descriere a casei, bla bla. Ziduri maro, ferestre micuțe, acoperiș roșiatic, ușă de garaj pliantă, ușă mică, gărduleț plăcut, casă înaltă, acoperiș ascuțit. Vă mulțumesc pentru participare. Compunerea, descrierea o să o faceți voi. Știți că eu nu fac compuneri. Dacă ați înțeles exercițiile, vă rog să-mi lăsați un like și vă aștept la alte lecții de limba română și limba engleză. Nu uitați să vă abonați. La revedere!